Ascultam pe pruncul ăsta cum gântă. Un ponei era lângă el alb. Și creștea odată cu el. Dar știți ce cal frumos am văzut la sfârșitul vedenii? Un cal deosebit. O șau pe el și o evanghelie lipită acolo. Domnul să-l folosească. Amin. Știți râul aceasta, la prunci. Am niște prieteni din Moldova, familia Luculescu se numește în Numbrăveni, unde Virgil Neal păstor, 18 copii. Mai au 14 în viață. Ăștia acolo copiii nu au avut ei cu ce să se joace, jucării nimic, televizoare nici atât. Știți de ce se jucau? De-a biserica. Da. Când veneau ei bătrâni de la biserică, de unde veneau ei seara târziu, amândoi vase de lucru și el și ea, fratele și cundarul deosebirea duhurilor, îi găseau pe ăștia toți copiii în casă, câte unul predica, mai dădeau cina, se botezau unul pe altul, iar într-o seară când au venit, i-au găsit pe toți pe genunchi și unul Mihai, de 9 ani, le producea la ceilalți. Ăsta în care zicea, poporule, pocăiește-te, că vine furtună mare. Smeriți-vă! Asta striga prorocul cel mic. Tatăl din ușă a zis până aici. V-am lăsat să predicați, să vă dați cina, vă botezați. Dar cu lucrarea asta eu am pretenții, voi bajocoriți lucrarea Duhului Sfânt, o scos cureaua și o încins toată biserica. De la mica mare, toți o luau câte o curea. Iar prorocul o luau mai multe. Așa cu prorocii. Eu încălzatul mai des. Ăștia chicoteau, că îi scăpaseră cu câte o curea. Iar prorocul truncos plângea de se rupea. Și se întoarce prorocul mânios și le zice, de ce râdeți? Că lucrarea s-a împlinit cu dașami. Nu a venit furtuna, dar peste el. Acum noi nu știm ce a venit după seara aceasta, dar ne rugăm să vină ploaie. Aleluia. Ploaia aceasta să umple toate fântânile. Aleluia. Dacă ești un puț scrăpat, astăzi poți fi o fântână care să dea apă la cel însetat. Amin? Amin. Mă sună unii și mă întreabă, ești proroc? Rămân descumpănit și nu știu ce să le zic. Să zic că ambele sunt un culegător de smochine? Sau să spun că eu am botezătorul, sunt glasul celui ce strigă în pustie? Mie mi-a plăcea să predic. Dar n-am fost chemat la asta. Și mă gândeam la o lucrare din Biblie. La Gilgal. Acolo Biblia spune că fiii de proroci l-au întâmpinat pe Elisei. Vă gândiți dumneavoastră? Auziți ce zice acolo? Fiii de proroci. Păi ăștia erau pentecostali 100%. Că numai acolo îi găsești pe ăștia. Nu știu ce lucrări au fi fost, dar știu că și atunci, ca și acum, era criză. Probabil, unul mai cu râvnă ce-o zis, hai să dăm o masă de dragoste, s-o dus în câmp și ce-o găsit, aia a adus curcubete de viță sărbatică. O pus o oală și-o zis, las că doamna pentecostal să mânce. Eu, dacă nu aș apuca să predic, nu v-aș da decât o ciorbă care n-ar avea în ea decât moarte și stârpiciune. Dar este unul aici, mai mare decât toți, care are la el o floare de făină. Poate să dreagă ciorba aceasta, ci să ne dea bucate semnătate. Doamne Iisuse, dă la fiecare din Abraham. Domnul s-a oprit cu ucenicii și a început să-i întrebe. Eu parafrazez puțin. Mai mergeți în stânga, mai mergeți în dreapta, cine spun oamenii că sunt eu? Ucenicii s-au grăbit să vorbească. Te mic ce te trece prin cap. Unii care fie Ilie, eu am botezătorul, Ieremia, dar așa pe ansamblu, toți spun că ai fi un proroc. Bine, bine. Oamenii spun asta. Poate cei din lume. Dar voi, ucenicii mei, voi care în seara aceasta v-ați adunat în locul acesta, voi cine spuneți că sunt eu? Unul singur a vorbit acolo, Simon Petru, și a spus, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Dumneavoastră a spus, amin, aleluia. Acolo, cred că natura a încremenit, cred că nici frunzele copaci nu s-au mai mișcat. S-a uitat Domnul Iisus la Petru și a spus, ferice de tine, Simone, fiul lui Petru, lui Iona, că ești în cea mai glorioasă zi a vieții tale. Ferice de tine, Dumitru, Marie, Ana, ești în cea mai glorioasă zi a vieții tale. Dar nu sângele, ci carnea. Și ți-a descoperit lucrul acesta. Citatul meu care este în cea. Doamne, dacă este o persoană în locul acesta, la care nu te-ai descoperit. În seara aceasta atinge inima aceea. Să nu pleci fără tine acasă. Amin. Ai putere să-i dai mântuire. Amin.
Amin? Amin. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Amin. El mă paște pe șunvez și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărărețe din pricina numelui său. Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. De ce? Pentru că tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua ta mă mânghe și mi-ntinzi masa în fața potrivnicilor mei. Îmi ungi capul unde lept și parul este plin, se dă peste. Poate ne-am obișnuit ca în paharul acesta, adică în vasele acestea, Domnul să toarnă doar binecuvântări. Amin. Dacă Domnul din când în când îngăduie ca în pahar să fie pusă durere, amărăciune și suferință, necaz, mai bei tu paharul acesta până la fund? În grădina vieții mele, Iisus Hristos a băut paharul acesta până la fund. Cu toate scurcăciunile, cu păcate grele. Știți de ce? Ca astăzi aici la Țălna, noi să ridicăm paharul biruinței și amin, să spunem, trăiască Domnul! Amin. Ea lucrează și face și astăzi semne și minuni. Amin? Amin. În noiembrie am fost în Statele Unite, anul trecut, când m-am întors am fost fără voce. Am ajutat mai mulți medici, până la urmă la Cluj, mi s-a făcut o scanare video pe gât în jos și mi s-a găsit sub corzile vocale o tumoare. Rezultatul care a venit după ce s-a făcut biopsia la tumoarea aceea, cancer malign. Mi-am adus aminte, anul trecut în primăvară, prin sora din Vicovul de Sus, Frunzina, numele ei, Schipor, Domnul mi-a vorbit și a fost un cuvânt profetic foarte clar. Printre altele au spus, va veni iarna și vei sta în fața lui cuptor. Dar să nu te temi că eu voi fi cu tine. Amin. În mai, acasă la mine, pe la 4 dimineața, într-o vedenie, un foc l-am văzut venind spre mine. La puțină vreme l-am văzut mai aproape de mine. Prin asistentul fratelui Lazar Gog, Dorin Prohora, omul ăsta a avut o vedenie. Eram în Los Angeles și a spus, văd un fular negru care se înfășoară pe gâtul tău în vedenie. Vei avea o boală la gât. Dar să nu te tem că Domnul te vindecă. Amin. Când am aflat rezultatul cancer marin, ne-am adus aminte toate lucrurile. Pentru că Dumnezeu vorbește și astăzi. Amin? Dumnezeu vorbește și astăzi. Amin. Și te științează din timp ca să știi cum să te pregătești pentru toate acestea. Am fost chemat pentru a doua biopsie. Pe 4 februarie anul ăsta am aflat că celulele de cancer se mulțeau în gând la mine. Soția mea, nu vă spun, s-a prăbușit. Și spunea și orb, și cu cancer. De ce atâtea boli peste tine? Atâtea necaduri. Și spuneam soției mele, mult mă iubește Dumnezeu pe mine. Aurora că mă încearcă în modul acesta. Ăla mare, pruncul, nu știa ce să mai zic, ăsta mic mă întreabă, tati, o să mori? I-am luat pe toți trei, zic, veniți-vă, uitați-vă bine la mine. Am să vă mai necăjesc vreo câțiva zeci de ani. N-am de gând să mor, Iisus mă va vindeca. Amin. Iar ochii voștri vor vedea puterea lui Dumnezeu. Glorie lui. 6 săptămâni mi s-au recomandat de radioterapie. Domnul Luca, prin niște frați din Statele Unite, s-a ajuns la o clinică, la un aparat, se numește accelerator de particule, ceva mai performant. La un profesor pe nume evreu, pe nume Cheicuță, în București. Când am auzit unde mă trimit ăștia, râdeam în sinea mea. Și de ce? De când am lucrarea aceasta, mi-a dat Domnul lucrarea aceasta, zona de București, mie nu mi-a plăcut niciodată. O ocoleam cât puteam de mult. De vreo 2 ani, un frate din București mă toca. Când vin la noi, încerca să mă schivez, cum intram în țară, de unde veneam, el parcă afla că intru în țară. În ziua aceea mă și sunam. Și de vreo 2 ani tot mă schiva. Pe Iona l-a trimis Domnul la Ninive. Ăsta s-a dus la tax. M-am gândit la situația aceasta. După Iona l-a trimis Domnul Sumanino, Balena. După fratele Puiu, n-a trimis Balena, dar l-a trimis radioterapia. Și dintr-un pui sănătos, au făcut ăștia un pui la rotisor. E de râs, dar e de plâns. Să te duci unde te trimite Duhul Sfânt. Amin? Amin. Domnul te trimite într-un loc și tu poate te duci de vieți de la Domnul.
Haideți să ascultăm glasul Duhului Sfânt și dacă Domnul te trimite într-un loc, să te duci. Amin. Și nu să stau 2-3 zile în lucrare prin București, am stat 6 săptămâni să-mi ajungă până peste cap. Fiind fără voce aproape, am spus Domnului așa, dacă mă trimiți în București, dă putere să pot lucra pentru tine. Amin. Vreau să vă spun ceva. Când noi suntem slabi, El este tare. Atunci El îți prostăduiește numele și lucrează cu putere. Medicul mi-a zis, ăsta fiind și evreu și aflând că spocăit, toată clinica aflat că spocăit, la toți le-a vorbit despre Iisus care lucrează și face semne și minuni. El întotdeauna are un scop, dar să te duci, dacă te duci într-un loc, nu te rușina cu acest Iisus. El fiind evreu, tot îl dădea cu Moise. Și îi zice, ascultă, în timpul tratamentului, gura închisă. N-ai voie să vorbești deloc, mai ales aflând cu, cam cu ce mă ocupam eu, o zis, Moise a tăcut și el și s-a rugat. Acum taci și te rogi. Când spunea să tac, mă întorceam către vale și spuneam, nu Domnul vorbește prin gura ăsta. Clar că ăsta îl folosește vrăjmașul acum. Și îi spuneam, nu atrag știi pe Moise, dar eu îți spun despre un Iisus care e mai puternic decât Moise tău și vei vedea cum va lucra. Aleluia. Și zice, dacă era tare Iisus al tău, n-ajungeai pe mâinile mele. După 3 săptămâni de radiații, nu mai puteam să înghit saliva. Să beau apă, să mănânc, era un coșmar. Durerile erau groaznice. Medicul a spus, ultimele 3 săptămâni, vei face perfuzii și te vei răni intravenos. În miercurea, un frate Mărcuț, un păstor din București, a spus, puiul, mâine nu vei să vii și la biserică, zic, dacă Domnul va face o minune, că vocea mea e terminată. Eu în zilele acelea am fost aproape seara de seară la biserică și la rugăciuni, așa cum eram de bonat. Dar vocea mea era de data aceasta terminată de tot. Și am zis, dacă Domnul va face o minune, voi veni. În ziua următoare, joi la ora 3, am aflat că sora aceasta, Frunzina, era internată în spital în București. Mai multe vase erau prin București, internate prin spital, parcă făcea Domnul așa o curățire în masă. Când m-am dus la dânsa, sora s-a bătrânit și zice, puiu, ce cu tine? Păi, fiecare cu boala lui. Zic, hai să ne rugăm. Și auziți ce vedenie are femeia asta. M-au văzut de pe hâtul meu, pus o desprins ceva negru și o căzut jos. Atunci, în salon. Slavă Domnului. Și zice, puiu, Domnul s-a atins din gâtul tău acum. Amin. Și zic, amin. Amin. Când am zis amin, mi-am dat seama că am voce. Domnul dăduse vocea înapoi. Slavă Domnului. Dar mai mult de atât puteam să înghit, am luat o gură de apă și mi-am dat seama că nu mă mai doare. Nimic. Și puteam să mă rănesc și mă mâncam ușor. Domnul și-a fost slăvit numele. Mărire Lui. La ora 6 a fost în biserica asta. Domnul a început să lucreze. 21 de biserici în ultimele 3 săptămâni de tratament. Medicul când m-a dus luna la el, era blocat. Ce-ai făcut? Și am spus, nu ți-am spus că Iisus a venit mai tare decât noi? Aleluia! Dumnezeu lucrează! Binecuvântat să fie numele Lui. Amin. După cele 6 săptămâni, într-adevăr, a fost mai greu. Ultima zi, fratele Ianovici a venit unde eram acolo cazat și spune, puiul, am auzit că peste 2 săptămâni te întorci la control, nu vei să vii și la mine la biserică? Zic, am să vin. Însă când am ajuns la profesor, ăsta zice, n-ai să scapeți vocea o lună jumate, 2 luni. Probabil o să rămâi cu o scleroză a corzilor vocale, zice, îți va fi foarte greu. Și zice el, dar tu îl ai pe Iisus ăla. Roagă-te! Și zic, mă, voi ruga! Și vei vedea din nou mâna lui Dumnezeu. Eram așa, ca o enigmă pentru mulți din locul acela. Și mulți recunoșteau că Dumnezeu lucrează și astăzi. Amin! La 14 zile după radiație, când eram la Omedoara, în zorii zilei, când m-a ridicat din pat, vocea mea este și de atunci și până astăzi, cea care auziți astăzi. Slavă Domnului! El s-a atins în totalitate. Amin, mărire Lui! Deosebită! Împusese nădejdea în Domnul. El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele din groapa pe ei, din fundul mocilei, m-a scos, mi-a pus picioare pe strigă, mi-a mărit pașii și mi-a pus în gură. O cântare nouă. Laudă pentru Dumnezeu! Mulți! Au văzut asta. S-au temut și s-au crezut în Domnul. E mare Dumnezeu face sora. Amin. A 17-a zi, după radiație, am ajuns la medic. Când m-au văzut ăsta cu voce, au zis, ești cel mai ciudat cum care l-am gândit. Hai să vedem care-i treaba. Au făcut scanare din nou pe gât și îl întreba pe Vali.
Unde a fost tu mare? Păi Vali zice, nu știți. Păi nu știu. Și arăta Vali locul. Și zice ăsta, incredibil. De când fac tratament, așa ceva n-am văzut. Nu văd nici măcar un semn. O crestătură, ceva să fi rămas. O arsură pe gâtul tău. Absolut nimic. Zice el, Domnul Ștefan. Noi ca oameni facem ce depinde de noi, dar restul face Dumnezeu. Amin. Zic, amin. Acum mă vorbim din dumneavoastră. Bineînțeles că nu știa ce vorbeam cu Vale, Domnul folosește și noi și astăzi. Așa e. Dar trebuie să ne încredem în El și vom vedea minunul. Amin. Credeți că face minunul și astăzi? Amin. Credeți că va lucra și în seara aceasta? Amin. Ați văzut modul acesta de a lucra? De lucra. Vreau să vă spun că El descoperă și lucruri atunci. Amin? Da, Doamne. Eram în Idaho, în Statele Unite, unde e Marius Timpon, păstor. Un frate din Oradea. Am ajuns în biserică, când biserica era plină. Noi ne-am pus pe primul rând în față. Acolo, în adunare, erau doi soți și soție, în jur de 60 de ani, ortodoși. Erau părinții unui fratele nostru pentecostal, pe nume Sorin. Rețineți, mama lui Sorin era cu baticul legat în față. Oricare îl vedea cu ochii, jura că e pocăită, dar nu era. Tatălui era secretarul bisericii din Corabia, ortodoxe, dar și caserul acelei biserici. Când au plecat din România spre America, primiseră viză, i-a zis popa, popa din Corabia, din Oltenia. Ai grijă, știind că merge la pocăit, la fiul său. Te duci la fiul tău, la pocăitul ăla în America. Să nu te muște șarpele pocăiților și să te pocăiești, cum ar. Așa a zis popa. Toată Biblia spune să te pocăiești, popa spune invers. Cum ați văzut lucrările în seara asta, Valiu intrat în lucrare. Două surori s-au dus la el. A treia s-au dus direct la femeie, la femeia aceasta ortodoxă, care era cu baticul legat în față. Femeia când a văzut pe Valiu că vine către ea, o ridica mâinile sus și a zis, Doamne, nu, nu, la mine nu. Ea nu voia să-i vorbească Dumnezeu. Știți cum e Dumnezeu? Plin de dragoste. Niciodată Domnul public nu dărâmă, El sfătuiește, zidește și mântuie. Amin? Auziți ce spune Domnul? Nu vreau să-ți dau păcatele pe față. Dar femeie, în seara asta eu vreau să scriu numele tău în cartea vieții. Aleluia! Peste 200 de frate la un adunare. Dar toți erau cu ochii pe Vale și ei nu vedeau la sora decât batic. Și spuneau mulți în inima lor, ăștia doi au dat un bar. Dar Domnul cunoștea. De la ea, Vale s-a dus direct la el. Auzi și spune lui. I-a vorbit soției tale, acum îți vorbesc ție. Când ai plecat din cetatea aceea din depărtare, omul acela viclean, care vorbește despre mine, dar nu trăiește cu mine, cuvântul vorbea despre preot. Grele cuvinte pentru un preot. Zice cu lucrarea, ți-a spus niște cuvinte. Acum, uite-te în adunare. Vezi tu un șarpe aici? Amin. Amin. O venit Vali lângă mine, zice, pui ce cu lucrarea asta? Parcă nu-i gata. Păi zic, nici eu nu știu ce-o fi cu șarpele ăla. Însă erau doi bărbați în adunare. Eu nu gretegam prezbiterul bisericii și cu Sorin erau singurii care știau ce i-a zis popa când a plecat din România. Știi ce a zis popa? Să nu te muște șarpele pocăiților. Și Domnul a vorbit de șarpe. Omul s-a prăbușit pe scaun. Toată noaptea au plâns și întreba pe fiul său Sorin de unde știau ăia doi ce mi-a zis mie popa România. Îl cunoștea Iisus. Amin. Îl cunoaște pe tine cu ce gând ai venit aici în adunare. Știți care e frumusețea lucrării? Popa și-o pentru clienții. Amândoi au făcut legământ cu Domnul. Slavă Domnului. Domnul s-a atins din mine. Amin. Lucrează Domnul și asta. Amin. La Miami, eram cu Dani, la păstorul nostru, în lucrare, în biserica în care a păstorul Gelu Strâng, în Florida. Îngerul Domnului vine înaintea mea și spune, uite-te în spate, tot pe primul rând eram în față. Când mă întorc în vedemie, la o masă, niște bărbați. Mi-e frică să le zic pocăiți, le zic botezați. O stică de vin pe masă și trăgeau la măsă. Zice Domnul, spune ce s-a mătat. La pentecostale ăștia. Îi dau un cod la Vali, zic, ce am văzut la frații ăștia în adunare. Vali zice, spune-o și tu mai elegant. Să nu deranjezi pe careva. Păi zic, cum să fac? Îi fac fundiță, o trimit prin poștă, vedenia. Cum să zic? Cum am văzut, așa o zic. Și am zis vedenia. Gelul zâmbea, că-și cunoștea el căprițele din adunare. Când vedenie, unul nu-i dădea drumul la stică deloc de la gură.
Când am ieșit pe hol plin de frați, pe holul bisericii, erau doi, soț și soție, cam la 60 de ani, tot mă treceau de cot. Frate Puiu, nu faci o rugăciune și pentru noi? Zic, hai să ne rugăm, Dani, că ăștia nu mă lasă în pace. Când ne rugăm, îl văd pe fratele bătrân, cu sticla de vin în brațe, cu o legăna. Zic, frate, tu ești la catedrală, acolo. Așa o tăcere, zice ăsta, frate Puiu, eu nu beau. Și zice nevasta lângă el, Domnul să te mustre, ca seara te-ai mutat. Dumneavoastră râdeți, dar e de plâns. Biblia scrie, spune, cine sfânt să se sfințească. Amin. Amin. Nu să stea Duhul Sfânt, Duhul care îi dea viață. Dacă vrei să te apropii de El, lasă sângele lui Iisus să se atingă inima. Amin. Să se atingă buzele. În seara aceasta legăm prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Orice putere demonică. Amin. Are putere Hristos, Zatomenia Carita Brama. Are putere să te elibereze, să te curețe de țigare, de băutură, de jurături, de peste orice. Căci lui s-a dat toată puterea aceasta. Amin? Amin. Eram în Detroit, unde e Pavel Pop, păstor. Frații au dus în adunare un ortodox, bolnav de cancer, un frate din Călarea. O întrebat, fraților, vă rugați pentru omul ăsta. E ortodox, are cancer metastat. Zic, ne rugăm, pentru că Domnul Iisus s-a rugat pentru tot oamenii. Amin. Când ne-a rugat pentru el, Domnul mi-a dat în vedenie plămânul lui, față, plămânul drept. Și față și spate, tumorile erau mai mari decât unghii. O flacără, a venit și a înconjurat toate tumorile. Și au început să le strângă. În timp ce erau rugăciunile, le-a strâns până au ajuns tumorile cât boabele de piper. Și l-am văzut, mă iertați, pe omul acesta vomita pe gură tumoare după tumoare. Când ne-am oprit de rugăciune, a vorbit domnul acesta. Auziți ce spune? Pălincașul meu lui. Domnilor, eu nu v-am spus unde am cancer. El era șocat pentru că Domnul i-a descoperit unde era boala în el. Și zice, adevărat este, am metastază pe plămânul drept. Iar acum când m-ați rugat, am simțit un foc, o căldură puternică pe partea dreaptă și auziți ce zice ăsta. Cred că Dumnezeu vostru s-a atins de mine. Amin. Zic, Domnule, Dumnezeul nostru și Dumnezeul tău, îți va sta de mărturie la judecată această lucrare, căci astăzi Iisus Hristos te-a vindecat. Glorie lui. Și zice, ușurez cu vindecarea, pentru că am făcut 6 săptămâni chimio, terapie, mâine am un remene. Voi afla dacă e așa cum spui dumneata. La nici o oră după ce a fost rugăciunea, omul a ajuns acasă, la el. Când a uitat pe ușă, i s-a făcut rău dintr-o dată. O fugit repede de la baie și ce credeți că s-a întâmplat? O vomitat pe gură toate tumorile. Știți cum a fost vederea? Își scotea tumorile pe gură afară. Omul ăsta nu, toată noaptea a plâns. Mărturia lui este înregistrată pe un portofon la un frate la noi din Hunedoara. Toată noaptea a plâns. Tumorile le-au luat și le-au pus într-un borcan. Au închis borcanul, nu a spus nimic. Dimineața s-a dus la medic, medicul l-a pus la aparat, la remene. Când a ieșit, îi zice medicul. Incredibil! Chimioterapia și-a făcut perfect efect. Mm. Nu mai ai nicio tumoare. Și zice ăsta, știi ce? Chimioterapia ta, zero. Pe mine m-a vindecat Dumnezeu. Amin. Medicul îi zice, ce te face să-ți spui asta? Și spune, uite asta. Și-a pus borcanul în brațe și-a povestit cum s-a dus la pocăiți, la medicul sal, s-a rugat. Pentru că are pentru el și Domnul Iisus a atins de el. Slavă lui în veci. Ăsta, în timp ce mă gândea, medicul era cu lacrimi în ochi. Când a terminat, medicul era cu mâinile sus și a zis, Osana, Domnul te-a vindecat! Știți unde a nimerit? La un medic penticostal. Slavă Domnului! E mare Dumnezeu, frate și soră. Amin. Lui Cimițoi. În biserică la el s-o tânără Laura Budriș. În 2011, în august, când am ajuns într-o casă la o soră Pricop, el a dus-o David, m-a dus pe sor, pe verișoara lui, Laura, era însărcinată în luna 7. Această tânără n-a putut face copii, pierdea sarcinile în luna 1, luna 2, maxim în luna 3 ajungea cu sarcinile. S-a dus la fratele lui și a spus, faceți-mi ungerea. Poate Domnul cu sarcina aceasta va fi cu mine și voi duce până la capăt sarcina aceasta. A ajuns în luna 5. La început, când s-a dus la medic, medicul îi spune, de urgență să faci avort. Pentru că și copilului inima nu i s-a format decât de jumătate, are malformații grave, creierul este inundat în sânge. Probabil va muri în pântecul tău, dar dacă se va naște, va fi un monstru. S-a dus la mai mulți medici, totul spus la fel pe linie, să facă avort de grav.
Cei doi tineri s-au dus acasă și au plâns înaintea Domnului și au spus așa: dacă Domnul a hotărât să ne dea o legumă, să se facă voia. S-au dus la fratele Luigi și au spus hotărârea că ei vor să păstreze copilul. Fratele Luigi a zis așa: am să vă respect decizia. Mai mult de atât, de astăzi înainte, sora Laura, până vei naște, toată biserica va intra în post și rugăciune ca la capătul acestei lucrări El să facă minunea. Căci la unitate, la post și rugăciune, Dumnezeu lucrează. Închipuiți-vă acum în luna 7, era? Ea știa ce e minunca ei. David, păstorul acesta, știa și el. Am intrat în lucrare, eu nici măcar nu știam că e gravidă. V-a răpus mâna pe ea în timp ce a fost lucrare dată pentru ea. Auziți ce spune Domnul lucrare? Femeie, nu mă fă neputincios. Eu am făcut mădularele, eu am făcut inima, așteaptă și ai să vezi lucrarea mâinilor mele. Așa a vorbit Dumnezeu. Frați și surori, la 9 luni de zile, Laura a dat naște la un băiețel de nota 10. Niciun chiar de sânge pe creier, inima formată întreagă. Slavă Domnului! Minunea este că înainte cu o zi să nască, s-a mai făcut un ecograf. Inima era tot pe jumătate. Cine a făcut ca într-o singură zi inima să devină întreagă? Aleluia! Ectomenia Galita, brave de dragi! El lucrează cu putere și astăzi. Amin! Amin! Amin. Monica Cătinaș din Cluj. O stat în Arizona, acum stă în Riverside, unde e păstor Gabi Kovac. Le țineți, dau multe nume, dar să puteți verifica. Am înțeles că sunt și frați baptiști, pe aici, ortodoxi. Eu vă stau la dispoziție, am la mine un telefon, unde îmi iau dovezi de fiecare dată a faptului că El astăzi face semne și minuni și ascultă rugăciunile și vindecă și liberează și chiar învie morți. Amin? Monica Cătinaș în octombrie, anul de cum mă sună și îmi zice: Huiu, 37 de ani ăsta. 3 nopți, un înger a venit la mine și a spus așa: spune lui Huiu să se roage pentru tine când vine aici. Zic: Monica, ce problemă ai? Ai să afli când vine la mine acasă. Când am ajuns în noiembrie în Statele Unite, cu Vale am intrat într-un office, într-un birou la ea și a zis: pune mâna aici pe spate, aici. Cum e pumnul meu, am pus mâna ca o gână. Zic: ce s-a crescut pe spate, mă? N-a crescut nimic, zice ea. Am o boală, se numește cifoză și scolioză. Am coșul pieptului se băgase înăuntru și se strâmbase și coloana, dar de aici, de la gât, se strâma în jos. Boala era irreversibilă și medicul ei, un ateu convins, i-a spus: în puțini ani vei fi cu capul în jos, aplecată, cocoșată, nu putem face absolut nimic pentru tine. Ea i-a spus acelui medic: am un medic care poate să facă minuni. Amin. Și ea spune: Puiu, cred că Domnul mă vine. Și zic: Moni, să facă Domnul după credința ta. Eu eram și cu problema cu gâtul. Zic: El poate. Seara rugăciune în biserică, vreau să vă spun că în zorii zile, Monica s-a ridicat din pat cu coloana pe fetele. Slavă Domnului! Așa este și astăzi. Domnul i-a dat coloana. Medicul ei ateu astăzi și se spune: cred că există Dumnezeu. Amin! El lucrează și astăzi cu putere. Ar fi multe de spus, dar acum, fetiță de 8 luni. Pe mie lucrarea asta mi-a dat așa un avânt să nu pierd nădejdea. Am 9 ani de când mi-am pierdut vederea. Dar eu una știu că răscumpărătorul meu este viu. Amin. Și într-o zi ochii aceștia îl vor vedea la mântuire. O familie de tine și-a dus fetița de 8 luni care s-a născut oarbă. În Tacoma, unde e Marian Contrat, păstor. Nu vă spun ce rugăciune a fost acolo în biserica. Femeie cu tumoare pe pancreas, i-a luat Domnul tumoarea ca și cum nu a fost nimic. Slavă Domnului! Fetița aceasta, când a fost dusă acasă, mama a pus-o în pătuț. Și-a observat că fetița tot îi duce capul după ea. O izboade, mi se pare. Și l-a chemat pe soț. Soțul a zis: am o idee. A luat o jucărie, a întins-o peste pătuț, iar fetița a întins mâna după jucărie și-a luat. Domnul a făcut să vină. Aleluia! El dă vedere orbilor. Amin! Ultima lucrare despre care vreau să vorbesc. Multe și de la noi, de la Unedoara, chiar acum când veneam pe drum, ne-a sunat din Spania o soră, 8 ganglioni. Fratele Daniel a făcut ungerea în seara aceea, când s-a dus acasă, a vomitat pe gură. Au zis: sânge, ganglionii, i-au scos toți afară pe gură. Slavă Domnului! El lucrează și astăzi cu putere. Amin! În 2011, în noiembrie de 25, împlineam 6 ani.
6 ani când mi-am pierdut vederea. Să știți că nu mă rog să-mi capăt vederea, nu. Eu mă rog ca în viața mea să se facă voia lui. Aleluia. Voia lui e cea mai bună pentru mine. Amin? Dar la, din an în an când împlinesc și de când mi-am pierdut vederea, eu îi spun Domnului în rugăciune, Doamne, sâmbuiți pe mine, adu-ți aminte și de mine. Eram în Arizona și era începutul lucrării și am zis, Doamne, arată slava și puterea în turneul ăsta care îl facem prin America. 6 bărbați cu Vali, un prezbiter de al doilea Unedoara, încă 3 frați din Arizona, 6 în total, trebuia să mergem într-o casă, la sora aceasta, Cătinaș, Monica și Radu, soțul ei, aduși stăteau în Arizona, ca să luăm prânzul. Acolo trebuia să ne întâlnim cu acest păstor, Gabi Covaci, de care mi-am convenit adineaori, un păstor tânăr, trebuia să ne întâlnim în casa aceea. Până să vină el, eu am un obicei când mă rog, iau Biblia, o deschid și pun degetul. Ia față, citesc. Am pus degetul pe un verset, Ezechiel 9:2. Să citiți care aveți Biblia ce scrie locul acela. Vorbește Biblia de 6 oameni care au venit la amiază noapte cu unelte lor inimicile. Toți eram bucuroși și zicea, uite, extraordinar. Domnul vorbește de 6 oameni și noi chiar 6 am venit aici. Și acolo spunea de cel care a venit cu călimara. Și zic, nu, trebuie să vină și păstorul. Și ne-a rugat. Și vine și păstorul Gabi și spune ce s-a întâmplat. Și el zice, incredibil. Azi dimineață când m-am pus pe genunchi, m-am rugat, am deschis Biblia, iar ochii mi-au căzut pe același verset. Tot Ezechiel 9:2. Și zice el, pui ce o fi cu asta? Zic, poate Domnul vrea să facă o minune. Aveam de mai mult, de mers prin mai multe case la rugăciune. Zic, nu ne punem bine la masă, când sună telefonul unui frate din Bistrița, Daniel Podobia, numele lui, la celălalt capăt al telefonului, un bătrân. Zice, frații de la Unedoara, mai stă acolo, spuneți să se roage pentru Caleb, nepotul meu care s-a necat. La toate știrile din România, pe toate canalele s-au vorbit de minunea aceasta în America, în Statele Unite se spunea miracolul din Phoenix, din Arizona. Copilul ăsta de 2 ani jumate, Caleb Teodorescu, numele lui, s-a necat. Atunci când noi eram în casă, îl scoseseră din piscină și îl duseseră la spital. 30 de minute Caleb o sta pe fundul piscinei. Închipuiți-vă mama lui Mihaela, care l-a găsit pe fundul apei, la 3 metri adâncime. Ne spunea mama aceasta și însărcinată. Ce șoc a avut când m-a văzut acolo. Spunea ea, a sărit în apă, nu l-am prins de prima oară. A doua oară l-am apucat și l-am scos afară. O venit paramedicii să resusciteze. 30 de minute sub apă. Orice, cine are noțiuni de medicină, orice suflet care stă un minut jumate, 2 minute pe fundul unei ape, fără oxigen, creierul, știți ce se întâmplă. Moare. În timp ce resuscitau medicii, mama stătea cu mâinile pe prunc. Auziți cum se ruga femeia asta. Doamne, adu Duhul de viață înapoi în copilul meu. Asta era singura ei rugăciune. După aproape jumătate de oră de resuscitat, inima copilului a început să bată din nou. Slavă Domnului! Era o problemă. Nu puteau să se stabilizeze. L-au dus la spital de urgență. Noi în casă unde eram la familia aceea, Duhul Sfânt a vorbit. Pentru că Dumnezeu vorbește și astăzi și vorbește clar. Și a zis Domnul așa, mergeți la spital căci astăzi eu vreau să proslăvesc numele. Așa zic Domnul. Toți 7 am plecat spre spital. Acest frate Gabi Covaci, înainte cu 2 luni de evenimentul acesta, avusese cuvânt în România. Când te vei întoarce acasă, prin mâinile tale, voi învia un copil mort. Dumnezeu Israel lucrează și face lucrarea. Aleluia! Pe mașină, el se gândea la lucrarea aceasta, noi eram apăsați, ce va face Domnul? Văzând situația din mașină, am spus, uite cum facem. Am un vas în România, se numește Florica Bruda, Râșca, Cluj, o femeie bătrână, femeia asta niște vedenii deosebite. O rugăm să vedem ce vede ea. Ce îi arată Domnul ei. O sun, era noapte, România, zic, sora Florica, roagă-te. Înainte de a intra pe ușa spitalului, o sun a doua oară. Zic, spune ce ai văzut. Nu i-am spus, rețineți. Absolut nimic. I-am spus, am o cauză, roagă-te. Auzi ce zice femeia asta. Frate Buiu, am văzut un prunc mic, un băiețel, pe care Domnul Iisus l-a îmbrăcat în haina. S-o a plecat la o geantă, o scos o placă de aur și o pus-o lângă copil și o plecat. Și m-a dus să văd ce cu placa aia. Scria un cuvânt pe ea. Viață. Aleluia. Eu sunt calea,
adevărul și viața. O zi de tot. Numai unul singur putea să facă. Nu mă zic, țipam noi mașină. Țipam de tot. Nu ne puteam controla de bucurie. Și am spus, aici e clar, Domnul și m-a pus să vină. Am intrat în salon, Vale a văzut cu ochii lui, polițaiul la ușă plângea. Era o scenă zguduitoare. Copilul plin de furtune de sus până jos. Aparatul la care tot piuia în continuu, dar când se oprea inima, se auzea ca așa se vedea o linie. Asistentele, era un plâns, toți frații, era un plâns, nu era rugăciune, numai țipele erau acolo. Când am intrat în rugăciune, toți, vreau să vă spun că lângă noi a mai coborât unul. Care avea putere să facă lucrarea aceasta. M-am întors pe stânga, era un zid alb, în vedenie, și am văzut cum s-a decupat zidul și s-a făcut ușă în el. S-a desfăcut ușa și a apărut Domnul Iisus cu palmele așa. Slavă lui Iisus! Am tins mâinile, i-am văzut degetele cum le-au tins pe copil, iar din vârful degetelor a ieșit ca un fel de lichid. Aleluia! S-a lipit benzile acelea și s-a făcut o pătură peste copil, care era ca nici pe val. Zici că era din val, ca din apă, păturica aceea. Între păturică și copil era cam o palmă. Niște capace se loveau de pieptul lui și apoi s-a lipit pe tâmple copilul. Eram șocat de vedenia aceasta. Când m-am uitat la Domnul Iisus, El zâmbea. Era la o masă și punea iscălitură pe cererea noastră. Mi-a făcut sens să mă uit la copil. Nu mai era pătura aceea, era un fluture galben în vedenie și-o deschis. Aripile au zburat. În clipa aceea copilul a început să respire. Slavă Domnului! Domnul s-a atins de el. Zis medicul. Da. Era frate baptist, medic. Zice medicul. Eu știu că pe la voi se mai întâmplă din urmă, dar vreau să vă spun ceva. Copilul are creierul terminat, toate organele au început să lucreze, zice, așa va rămâne toată viața. Tatălui Ovidiu și el vas de lucru, s-a dus la medic și a zis așa, uite-te în ochii mei. De astăzi, în 6 zile, copilul meu va fi acasă și va fi sănătos. Slavă așa a zis Ovidiu. Slavă la 6 zile copilul a fost acasă. Amenire, vine s-a omecat copilul. Duminică de programe, i s-a făcut un revene la creier. Știți câte leziuni au fost pe creier găsite? Zero. Mărire Domnului. Frumusețea lucrării și aici. Copilul avea o vorbire greoaie. Aproape bâlbâitele. Când o revenit la viață, nu mai era bâlbâit. Slavă Domnului. Domnul nu își împarte slava nici cu puiul, nici cu ce s-a rugat, nici cu medicii. Toată slava este a Domnului. Amin? Femeia cananeancă striga după Domnul Iisus. Știți ce-o zis ucenicii? Dă-i drumul că strigăm după? Noi. După istriga. Așa ne place nouă să ne dăm importanță, că noi predicăm, noi prorocim, noi vindecăm, noi nu facem nimic. Noi niciunul de aici nu face nimic. Iisus Hristos face nimic. Amin. A Lui să fie slava, gloria, cinstul. Dacă vrei să vezi minuni, crede. Crede. Că ești baptist, că ești ortodox, crede și vei vedea minunul Lui Dumnezeu. Ridicăm în picioare și pentru ce ne rugăm? Pentru credință. Iar la sfârșit se va face rugăciune, fratele Ada, va face rugăciunea aceasta, să facă Domnul aici o scănătoare, dacă ai venit cu cancer, să pleci fără cancer, dacă ai venit cu durere în trup, să pleci fără el. Ne rugăm, aleluia. Ne rugăm, frate.